nu mai este exact ce era în 2014, când pe autobuzele australiene scria că viteza media internetului în România este mai mare decât cea din Australia. În sensul că netul nostru nu mai e de mult cel mai bun din lume sau din Europa. Oricum, nimic altceva nu e. Dar nu mi-am pus niciodată problema că merge foarte greu. Să vezi cum e în Cuba, unde nu există internet. Eu am fost cu un prieten în Cuba și după ce ne-am șprițuit puțin, au început niște discuții cu băieții de acolo. Băi, că YouTube, că nu știu ce, și prietenul meu zice, ia stai mă puțin că ți-arăt eu imediat. Și stătea și zice, ia uite bă, ce are mă de nu se încarcă? Și făcea cu telefonul și zice, bă, tâmpitule, nu avem internet în Cuba, este interzis, ai nebunit? Poate că acum, după moartea venerabilului dictator offline, cercetătorii cubanezi vor descoperi cum funcționează cel mai bine comunismul cu Wi-Fi, banând toate site-urile americane, evident. În fond, Homo sapiens nu mai poate trăi fără extremisme și internet. S-a extins perioada în care noi suntem conectați. Adică dacă înainte aveam, nu știu, 3, 4, 5 ore, acum probabil că s-a extins la 10, 12 ore. Știi, vezi, asta a făcut tehnologia. Tehnologia ți-a pus totul pe telefon, mail, casă, familie, tot, absolut orice, încât oamenii acum lucrează inclusiv de acasă. Nu mai ai scuză acum să spui, boss, n-am internet acasă și gata, sunt timpul meu. Nu, tati, ai internet, îl ai pe telefon, îl ai la tine, muncești în continuu. La drept vorbind, cam ăsta e capitalismul care vine la pachet cu tehnologia Wi-Fi. E încă neclar cum îi afectează el pe oamenii muncii la viteze de peste 1 gigabit pe secundă. Dar presupun că bine, atâta timp cât se respectă toate deadline-urile. Nu știm, e prima generație. E o generație care s-a născut digitală, digitalizată. Vom vedea peste câțiva ani ce va fi cu această generație și dacă va fi afectată, cum va fi afectată, care va fi viitorul ei. Îl cheamă Harald Haas. Este inevitabil neamț și mai ales e un inginer expert în comunicații mobile, care predă la Universitatea din Edinburgh. Ei bine, Herr Haas a decis că avem nevoie de un alt fel de internet. Avea motivele lui să se decidă. Motivele noastre, mai exact. There will be a massive extension of the internet to close the digital divide and also to allow for what we call the Internet of Things. Tens of billions of devices connected to the internet. Da, o să ne transformăm în niște handicapați. Tot spune că dacă a picat internetul, nu o să mai știm să mai facem nimic. O să ne transformăm în niște imbecili, niște idioți, care nu or să mai știe nimic. Totul se va baza pe robot. No thanks. Pe tehnologie. Tehnologia va fi stăpânul nostru. Damn, man. Some cold, brutal shit right there. Dar până să devenim noi oamenii de la capătul internetului, sclavii roboților din Battlestar Galactica, Harald Haas propune să transmitem date și eventual seriale SF la viteze mult mai mari decât o facem deja. Cum? Printr-o tehnologie denumită sugestiv Li-Fi, bazată pe lumină. O idee binevenită, întrucât gigantul Google, spre exemplu, a cheltuit deja 5-6 averi ca să tragă fire la populație. Tocmai pentru a împinge conținutul. Dar o astfel de dezvoltare necesită un miliard de Google, dacă nu mă înșel, ca să cableze Kansasul, cred că a băgat un miliard de dolari. Adică să poată oferi în locuințele din Kansas internet de 1 gigabit pe secundă. In my view, such an extension of the internet can only work if it's almost energy neutral. This means we need to use existing infrastructure as much as possible. Ce se întâmplă practic? Ambele rețele, atât Li-Fi cât și Wi-Fi, folosesc unde electromagnetice pentru transmiterea datelor. Dar în vreme ce Wi-Fi-ul e pe bază de unde radio, Li-Fi-ul folosește lumină pentru a realiza conexiunea cu internetul. De unde lumină? De la LED-urile de care e deja plină planeta. Nu țin să intru în detalii tehnice, dar cert e că internetul Li-Fi se dovedește a fi cam de 100 de ori mai rapid decât internetul Wi-Fi. În plus, de vreme ce lumina nu trece prin pereți, e mai greu să-ți fure cineva netul. Am zis cineva, nu hackerii. Will hackers, oh, this is good. Will hackers ever be stopped? No. Sunt foarte paranoic și eu. Sunt atât de paranoic încât mi-am pus pe camera de la laptop o hârtiuță mică, am lipit-o. Că am auzit eu undeva că poate să-ți acceseze camera de pe laptop. Dacă cineva se conectează, un hacker, și vede prin camera ta și am zis, bă, stai puțin. Does Mr. Robot exist? No. Ce n-am fost în stare să fac, nu știu să-mi devirusez calculatorul. Is F-Society real? 100%. Dincolo de ipostazele de lucru din Mr. Robot, tehnologia Li-Fi, despre care se estimează că va înlocui rețelele Wi-Fi în următorii 10 ani,
E totuși o veste proastă pentru hackerul român, care ar trebui să frizeze imposibilul și să scrie și el niște coduri cu viteza luminii. Vezi de treabă să găsești soluții. Vine el cu o lampă mai mare și tot intră. Ce înseamnă mai exact tehnologia Li-Fi? O viteză de 224 de gigabits pe secundă. Iar din asta rezultă, grosso modo, 18 filme downloadate în doar o secundă. Asta așa, de fiță și benchmarking. Întrucât, se știe, viitorul omenirii e mai mult streaming decât downloading. Dacă ne uităm în Statele Unite, în momentul de față, Netflix consumă cam jumătate din banda disponibilă în timpul prime time-ului. YouTube-ul consumă de asemenea o grămadă de bandă. Deci viitorul în materie de video va fi online. Dar dacă ai ajuns la chestia asta, care e următorul pas, frate? Următorul pas logic după Li-Fi ar fi, evident, AirFi-ul. Dar până atunci, vă propun să fim atenți la aerul din jurul copiilor noștri. Iar din cum vibrează el, încărcat de electricitate și idei, o să ne dăm seama încotro se îndreaptă internetul, tehnologia și viitorul. Nu-mi dau seama, sincer, dacă mă uit la kinder, da? Sunt o grămadă de clipuri pe YouTube, da? În care kinder de un an sau doi ani sunt deja cu nasul în tablete sau cu nasul în telefoanele mobile. Adică gândește-te că copilașii ăia nu vor crește decât într-o lume digitală. Și atunci acestei generații trebuie să-i dai ceea ce își dorește. Da, pentru că suntem acest gest deja intrat în reflex, încât mi se întâmplă cu un om, dacă mă enervează, am vrut să-i fac așa. Altul.